Concluziile mesagerului, alte concluzii pentru săptămâna aceasta, pentru dumneavoastră. Acum stăteam și încercam să-mi fac un mic plan. Ce să vă spun în partea a doua concluziilor mesagerului? Pentru că spusesem în prima parte, Consiliul Județean ne-a acapărat aproape tot timpul, dar mi-am adus aminte de Ion Luca Caragiale. Ion Luca Caragiale, pe lângă faptul că a fost mare dramaturg, a scris și articole de presă mai puțin cunoscute, din păcate, și el ar trebui citit acum. Are o privire de atunci spre acum extraordinară. Parcă a văzut din trecut spre viitor ce se va întâmpla în Județul Neamț acum. Despre ce vorbește el în acel, într-unul din articole? De exemplu, vorbește despre doctorate. Dispare un subiect la modă? Este. Instituirea doctoratului în drept, această ridicare absolut imperioasă în momentul de față, dar cine face doctorate? Că există fabrici naționale de făcut doctorate. Și atunci era la fel în România. Vorbește despre funcțiile publice. Că se intra pe bază de nepotism, pe bază de pile și relații. Acum citeam pe un site național despre faptul că și sistemul își face partid. Și șef de partid la acel partid al sistemului este un om pornit din Piatra Neamț. Un băiat al unui domn care a fost primul primar al municipiului Piatra Neamț, șef de bancă, mare șef de bancă, și băiatul lui acum face un partid pentru a promova. Deci, copiii lor vin să ne conducă. Este poate bine, eu știu, nu știu. Noi suntem niște simpli jurnaliști care încercăm să vorbim. Acum, oameni buni, se încearcă de către niște băieți veseli ruperea complexului muzeal și trecerea acelui complex în grădina primăriei Târgu Neamț. Până la urmă, fiecare face cât îl duce capul. Întrebarea mea de jurnalist destul de vechi, chiar prea vechi, spun unii, ar fi bine să mă retrag, mi se spune tot mai des lucrul acesta, este de ce onorabilii și venerabilii, și nu o spun asta cu niciun fel, cu un sens peiorativ, venerabilii sunt niște oameni importanți, mai ales când sunt în grupări, așa, și primesc și directive și dau directive. Deci, onorabilii și venerabilii din Județul Neamț s-au hotărât ei să spună: domne, hai să administrăm noi cetatea, că e un simbol, sunt niște valori naționale, locale, este un loc plin de energie și noi ar trebui să-l luăm pentru noi, nu pentru voi. Voi să veniți, să plătiți intrare, ieșiți, plecați și noi să administrăm. Cine este cel care a pornit acest proiect? Un onorabil și venerabil pe numele său Mircea Zis și Pintilie. Fost consilier județean, actual consilier județean, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, la un moment dat președinte când a profitat de plecarea lui Pruteanu, omul care niciodată, nici cu un vârf de unghie, nici cu un vârf de sabie, nici cu nimic n-a profitat de la Consiliul Județean. A fost atât de nevinovat și pur că nici măcar un măr n-a apucat să mănânce cât a stat în Consiliul Județean, deși era dita mai contractul cu mere pentru elevi. Unii rău intenționați, ziariști, nesimțiți, au sugerat că ar fi avut vreo treabă. N-a avut nicio treabă. N-a avut nicio treabă nici cu contracte la DGASPC. Deși, din întâmplare, băiatul domniei sale a fost citat. Întâmplare, întâmplătoare, l-a delegat cineva să ducă la licitație. N-a avut nicio treabă nici cu centrul de prelucrare a lemnului de la Târgu Neamț. Deci, dânsul este un om cinstit, n-are niciun fel de problemă și acum, cu multă cinste și dorință pentru orașul Târgu Neamț, a propus chestia asta. Cine l-a susținut? Un venerabil și onorabil domn Nica.
V-am spus, nu avem nimic împotriva venerabililor și onorabililor. Da, faceți un plan, onorabililor. Veniți cu ceva concret. Și de ce n-ați făcut dumneavoastră, că tot ați avut puterea în mână în Consiliul Județean? Deci, dacă nu merge complexul ăsta, de ce nu l-ați reorganizat? De ce nu ați reorganizat instituția respectivă? Să verificați că sunteți membri prin organe și organisme de conducere. Cam asta am vrut să vă spun la concluziile mesagerului. Vom intra cu generic și după aceea intrăm cu următorii invitați care sunt foarte hotărâți și care au și ei legătură cu istoria, mai ales cu trasul în țeapă. Revenim.